Zicem așa. Hai să demonstrăm o altă. Luăm un paralelogram. Deci o să vedem un paralelogram. Și să ducem pe sectoarele unghiurilor. A, dumneavoastră, dat-o noi din carte ca să știu. Problema care este asta? Problema 107 de la pagina... De la pagina 107, problema 3. 3 de la 107. Deci, ce facem, domnule? Sau 4 este, 4, cred că. 4? 4, pune 4. Deci, luăm un paralelogram. Și o să scriu ipoteza invers. Așa, după ce fac paralelogram, da? Da. Așa, paralelogram. Și ducem bisectoarele unghiurilor paralelogramului. Deci, fac un paralelogram, nu? Nu romb. Un paralelogram, deci nu un romb. Deci, nu luăm două laturi alăturate congruente. Nu. Așa. Să zicem ABCD. Gata, a zis paralelogram, mintea mea s-a declanșat. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Două laturi opuse, paralele și congruente. Unghiurile opuse sunt congruente. Diagonalele se înjumătățesc. Două unghiuri alăturate unei laturi sunt două. La oricare latură. La oricare. Ăsta și cu ăsta de aici și cu latura 180. Ăsta și cu ăsta 180. Așa trebuie. Așa. Peste tot, la orice latură mai s-o opuse. Și laturile congruente două câte două. Și laturile opuse, congruente, două câte două. Le-am zis pe toate. Da. Bun. Deci aia am pronunțat pe paragraf. Asta. Mi se declanșează imediat, automat. Da. Toate cele sunt prezente în mintea mea. Da. Acum, ducem bisectoarea lui B. Lui B, da? Da. Atenție că nu-ți duce prin D. Bisectoarea nu trece prin D. Cum ai dus-o e foarte bine. Deci nu ajunge în D. Un pic mai sus decât. Mă opresc, da? Nu, vreau să zic. Prelungită, da. Prelungită, să nu credem că... Trece obligatoriu prin D. Nu, nici vreau. Uh-huh. Da, pe aici, sectoarea asta. Da. Adică să nu treacă prin... Dar nu are cum, numai când ar fi romb, Adi. Trece prin D. Numai când e romb, dar așa, dacă luăm și mai mare decât paralelogramul ăsta, ca să vă fie și mai clar. Acolo există riscul să ne... apropiem de un caz particular. Uitați așa, să fie un paralelogram luat. Și acum, când ducem bisectoarea, nu? Bisectoarea lui ăsta ce face? Împarte doar unghiul două. Păi ce vă puteți gândi că trebuie să treacă prin punctul opus, prin vârful ăsta? Deci A, B, C, D. Sau așa ați notat sau altfel? Nu mai țin minte. A, era sus, dar nu contează. Hai să zic, ca să fie notat deja. Să nu-i dau A, B, C, D. Deci am dus bisectoarea lui B. Duc și bisectoarea lui D. Atenție! Bisectoarea din D. Cum va fi? Nu știu, am așa sentimentul că va fi paralelă. Nu știu eu sigur, dar trebuie să mă gândesc dacă așa este sau nu. Dar bunul simț să spune mie că o să fie paralele. După care duc bisectoarea din A. Și o duc și pe cea din C, sigur, sunt paralele. Da, bisectoarea din A. Cu asta din A. Atenție, nu trec aici în același punct, ca să nu fac vreo spreză cu funcție. Asta s-a dus până pe aici, până va tăia, și asta vine pe aici, taie, da? Da, paralele. Și duc și bisectoarea asta o altă. Din... Din ce? Și ce urmează când se întâlnesc două câte două? Ia naștere aici. M P Q. Un patru later, M P Q. Și trebuie să arăt că ăsta e dreptunghi. Deci A Q e bisectoare. A Q. Care mai e bisectoare? A toate sunt. A Q bisectoarea lui A. A, așa scriu cum scriu. A Q. A Q bis. Bisectoare pentru D, A, B. D, A, B. Știam că la bisectoare trebuie undeva închis? Semidreapta. Aici. Așa închidem, da? Semidreapta A, Q. Chiar din A pleacă și atunci putem... Așa. Închis, da? Okay. Deci, A, Q, bisectoarea lui D, A, B. Bun. D, M. D, M. Bisectoarea
DM bisectoarea lui ADC. Așa. După aceea. BP. Sau BQ, n-are importanță, BP sau BQ, bisectoarea unghiului ABC. Da. Și mai spună. CP. Da, bisectoarea. CN, să zicem. Bisectoarea unghiului DC. CN, da? Da. DC. Deci, da? Da. Să arătăm că... Din asta toate, concluzia este, să arătăm că MNPQ... Deci asta e ipoteza. Da, toată. MNPQ. MNPQ, dreptunghi. Dreptunghi? Da, dreptunghi să fie. Adică trebuie să fie ce AD. Adică dreptunghiul e... Paralelogramul cu unui... Drept. Paralelogramul cu numele. Deci ca să fie paralelogram. Și diagonalele sunt. Ei, și asta, dar numai consecințe. Consecințe din asta. Da. Dar pe mine, ca să reușesc, Miruna, să reușesc să arăt că e dreptunghi, îmi trebuie să arăt că e paralelogram. Ca să mai întâi, în prima fază, voi arăta că e paralelogram. Adică ce trebuie să arăt? Una din cele șase. Da. Da, una din cele șase. Și pe urmă, în plus, trebuie să mai adaug că unul e drept. Da. Unul e drept. Deci, atenție multă. Reluăm problema. Deci, ABCD, ABCD ce este? Un paralelogram. Și atunci... Prima ipoteză. Avem toate lucrurile la paralelogram. Și am dus ce? Bisectoarea. Ce înseamnă din bun simțul pe care l-am avut eu matematic, am sesizat că asta ar fi paralelă cu asta. Parcă ar fi paralelă. Și asta mi-ar fi... Deci, ducând bisectoarea lui D și a lui B, s-a întâmplat așa, din ce am desenat, că parcă lucrurile ar sta așa. Astea două ar fi paralele. Dar dacă am duce linia B, că un pic mai... De exemplu, eu, figura mea, prima dată am dus-o mai sus de D. Adică B, G, l-am dus mai sus de D. D. Dar e Q acum. E Q aici. Deci D. Văd Q. Am zis mai sus de D. Da. Și ești așa. Păi da, pentru că paralelogramul ăla tău nu era... E mai mult rung. Fă un paralelogram. Adică ăstea două sunt mai lungi, mama. De aceea am și... Înțelegi? O fă din nou. Chiar mai lung. Da? Mai lung și cel două mai scurt. Atunci o să ai clară situația. Și o să zici așa frumos. Eu am și devenit. Da. Era confuzii și la tine. Da. Era moment de celălalt care nu prea mergea. Ești clar, da. Deci du-le mai lungi pe AB și DC. Să nu fie două laturi alăturate aproape cu un congruente, că atunci e rom. La încă e și pătrat. Da. Nici nu. Și ție ți-a ieșit pătrat? Nu mai mie, nu mai ieșit. Ție nu ți-a ieșit deloc? Păi de ce? Păi dacă le duceți mai lungi pe AB și pe DC, să știți că vă iese... Păi dacă îi duci pe sectoarea de DC, te duci în B. Mi-am spus că bisectoare nu pot să fie. Dar nu că din D am dus pe aici și din B până aici. Păi nu a fost frică. Păi duci... Deci ai dus-o din D bisectoarea, da? Da. Și acum din bisectoare, din B, așa vine la bisectoare. Deci ca să nu cază în rom, întotdeauna când zice paralelogram, pe A, B și pe D, ce... Bună simplu, ne spune că ar fi paralele chiar astea două. Da, acum chiar. Da? Deci dar nu știm prea bine că sunt paralele, trebuie să dovedim. Atenție copii, noi nu știm că sunt paralele, dar ne trebuie asta. Ne trebuie pentru că n-are cum să fie ăsta dreptunghi dacă nu-i măcar paralelogram. Ei, ca să fie paralele acestea, ar trebui să am pentru aceste două drepte o secantă dusă. Nu? Și atunci secanta aceea, dacă ar determina un perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe sau corespondente două câte două, le-ar obliga să fie congruente, să fie paralele pe cele două, da? Deci din 8 reușim. Nu se poate. Adi? Așa. Ce? Aici te uiți, da? Ia uite-te așa. Hai să facem împreună asta. Ducând-o pe asta așa,
lungită, tai undeva într-un punct lâng, să zic. Pe A, B. Și asta într-un punct R. Și aceea într-un punct R. Cum acestea A, B e paralelă cu DC? Da, pentru că e paralelogram. Știi? Pentru că e paralelogram. Înseamnă că unghiul ăsta de aici și cu unghiul ăsta de aici... Dacă luăm secanta DL. Cu secanta DL. Corect. Cum sunt unghiurile astea? Alterne interne. Sunt alterne. Da, și sunt congruente pentru că le două sunt paralele. Noi știm asta că sunt paralele. Iau încă o dată. Cum... Pentru dreapta AB. Pentru AB, latura. Și cu DC a paralelogramului. Am două drepte paralele, tăiate de el, bisectoarea care am prelungit-o da. Până taie aici, da. Îndată, unghiul de aici este cât unghiul acesta, ca da. Fiind unghiuri alterne interne. Da. Bun. Sunt congruente. Sunt și congruente. Da. Dacă pentru dreptele acestea, pentru bisectoarea din D, și pentru bisectoarea din B. Da. Și pentru secanta AB. Da. Dacă aș avea baftă să spun că unghiul ăsta e cât ăsta, ele apar în ce calitate? Două drepte, tăiate de o secantă. Și pe aceeași parte, deci, corespondente. Apar unghiuri corespondente. Da. Și dacă sunt și congruente, le obligă pe cele două să fie paralele. Iată că am grămădit problema foarte tare. Insist. Deci dacă pentru dreptele DL și B iar și privind secanta AB dacă aș avea baftă pentru unghiurile acestea de aici 1 și 1 ele sunt corespondente. Că două drepte așa, aiurea, nu neapărat paralele, două drepte, oricare două drepte tăiate de o secantă, formează un perechi de unghiuri alterne, interne, alterne, externe, corespondente. Dar deci asta și cu asta. Sunt alterne, interne. Însă dacă sunt și congruente, atunci le obligă pe ăsta să nu fie așa cum le-am desenat eu, ci să fie paralele. Aici, așa este și problema aici. Cum am Ce obiectiv am? Sunt mult. Ce trebuie să arătăm că M, N, P și U e dreptunghi. Mai întâi să fie paralelogram. Și ca să fie dreptunghi trebuie să fie paralelogram. Și ca să fie paralelogram, la altul opuse, mi-am ales ca tehnică de lucru, din cele 6 posibilități, să arăt că laturile opuse sunt paralele două câte două. De ce? Așa simt eu. Ca asta că bisectoarea, am ceva în legătură cu unghiuri. Da? Din ipoteză, din contextul problemei, simt că mă voi duce pe culoar bun dacă nu voi încerca să arăt paralelismul. Cam unghiuri. Iar pentru paralelism am varianta aceea când două drepte sunt paralele, când eventual tăiate de o secantă să se întâmple chestia aceea. Și eu am acum clar în minte, pentru că astea două să fie paralele, surprinzând secanta AB, unghiurile acestea sunt în calitate de corespondente da. Și dacă o să fie și congruente, dacă am și șansă să fie congruente, gata, le obligă pe cele două să fie paralele. E bine, dar unghiul ăsta e cât ăsta de aici. Corect. Iar ăsta aici, de aici, e jumătate din D. Da, pentru că e bisectoare, domnule. Perfect. Dar D e cât B tot. Da, pentru că e paralelogram. Corect. Iar bisectoarea dusă împarte pe unghiul ăsta în două. Corect. Atunci nu-i limpede cum ăsta de aici, unu, e cât unu pentru că aveam calitatea de alterne interne. Corect. Da. Iar unu ăsta e jumătatea lui D. Da. Iar unu ăsta e jumătatea lui D. Unu ăsta e cât și ăsta de aici. Da. Corect. Și ăsta de aici e jumătatea lui B. Corect, e bisectoare. Atunci, ăsta e cât ăsta. Corect. Și de fiind așa congruente... Dacă mă nu e paralelă cu cubă. Exact. Terminată problema. Real.
unghiul D1 este congruent cu unghiul L1. Cu L1, pentru că pentru A, B și C, D și secanta DL. Da. Deci, D1 este cât L1, pentru că avem cele două paralele, tăiate de o secantă. Și sunt alterne interne. Alterne interne. Dar D1 e jumătatea lui D. Care e congruent cu B1, care e jumătatea lui B. Pentru congruent B1 cu B1, pentru că sunt unghiuri opuse. Da, alea-s bisectoare și sunt, da. Și atunci D1 este cât și B1. Da. Deci, D1 e cât B1, D1 e cât L1, L1, L1 înseamnă că D1 e cât L1. Și atunci e terminată problema. Am înțeles. Copiii, da, dacă mai am înțeles. Mai reau pentru ei. Da. Atenție. Cum să facem? Pentru dreptele azi. Ia atenție și Andrei. Un pic. Iau de chiar de la început. Ce ne propunem să arătăm? Că mânele pălbuiu este paralel. Trebuie să trebuie să fie paralelogram. Da? Deci avem două etape, doi pași de parcurs. Mai întâi să arătăm că e paralelogram și acum ne concentrăm pe paralelogram și vom vedea noi cu unghiul drept. Dar acum am neapărat nevoie să arăt că este paralelogram. Da. Și pentru paralelogram am variantele acele șase. Da, ce așa ar fi mână. Mă pot gândi adică cu diagonalele aici. Păi dacă duc diagonalele, am încărcat figura aiurea, nu am nicio șansă cu diagonalele. Nu, numai cu paralelismul. Deci folosesc paralelismul din paralelogram. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Și de unde îmi vine mie în minte chestia asta să fac? Nu degeaba ni s-au dat bisectoarele. Tocmai. Bisectoarele au două unghiuri opuse. Despre care au două unghiuri opuse într-un paralelogram, știi că sunt congruente. Asta? Și jumătățile vor fi congruente. Da? Și jumătăți, dacă. Deci dacă unghiurile B și D sunt congruente, da, și jumătățile sunt congruente. Da. Ei, cum B1 cât D1 fiind jumătățea lui B și a lui D. Corect. Și pe de altă parte, cum pentru dreptele AB și CD, B și de ce D, L este secantă, atunci D1 cât L1. Și iată-l, B1 cât L, D1, B1, L1 cât D1. Înseamnă că B1 e cât L1. Și acestea, B1 cât L1, sunt surprinse într-o calitate foarte tare, pentru de unghiuri corespondente, da? Pentru dreptele acestea, tăiate de o secantă. Corect. De A, B. Pentru da. Care drepte? D-l bisectoarea și asta da. Și cu bisectoarea asta. Da. Și tăiate de secantă și ele în calitate de corespondente și congruente, le face, numai le pune în situația plăcută de a fi paralele. Analog, vom gândi și pe partea asta, da. Este o repetiție a da. Raționamentului. Început, și atunci și asta va fi, astea două vor fi paralele. Paralele, okay. Paralele două câte două, laturile da, opuse. Da, paralelogram. E paralelogram. Da. Și acum, dacă are și unul drept, e gata problema. Da. Păi, un drept aici, ar fi drept aici. Da. Adică, oricare din astea, da. Da? Aha. Dar știu eu că unghiul ăsta adunat și cu ăsta tot adunat, cât fac? 180. E paralelogram. Da. Ei, când ducând bisectoarea, înseamnă că ăsta e jumătate. 90. Și ăsta de aici e tot jumătate. Și 90, da. 90. Și jumătatea ăstuia, a lui A și cu a lui D, adică 180 împărțit la 2, fac 90. Și atunci a rămas că ăsta să fie din mână tot 90. Și gata, sper să fie clar. Deci calitatea paralelogramului aici este esențială. Toate cele șase se știu. Și iată, și faptul că unghiurile alăturate unei laturi, suma unghiurilor alăturate unei laturi face 180, mi-este de folos. Corect. Că când bisectoare și bisectoare, înseamnă că... 45 ori 45. Nu 45. Păi 180 împărțit la 2, 90. Păi nu sunt 40 și 45, 45 și 45. Poți fi 30, și 60. Ah, da, am suma înțeles. Lor. Suma lor e 90. Da, da, asta este. Suma lor e 90. Nu deci... înțelegeam de ce. Da, da, da. 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 Ei, bine, există gata. Cum de tot, cu A tot adunat, fac 180, jumătatea lui D, adică ăsta de aici, jumătatea lui A, adică ăsta de aici, 90. Fac împreună 90. Și cum da. Într-un suma unghiurilor împreună este 180 de grade. Minus cel 90 rămâne la obligatoriu de 90. Ăsta
ăsta și cu ăsta, fac împreună cât? 90 de grade. Și atunci ce să facă ăsta de aici? Din, n-are nicio șansă. N-are nicio șansă decât una singură să fie tot de 90. Și atunci problema este rezolvată. Da? Da. Mai repet o dată și ne pregătim să redactăm și ne formulăm bine toți pașii sau reținem toți pașii la, pentru redactarea corectă. Salmi, zicem așa. Păi, ce trebuie să arăt eu? Că e mie întâi, e dreptunghi. Dacă să arăt că e dreptunghi, trebuie să arăt în primul rând că e paralelogram. Pentru că știi definiția. Paralelogramul că nu-i drept. Dacă n-aș fi știut asta, nu aș fi știut ce să fac pentru ca să fii dreptunghi, da? Da. Întâmplător am dat toate astea. Ei, ca să fii paralelogram, ce trebuie să arăt? Să iau una din cele șase. Da. Păi de care să mă folosesc dacă nu se dau bisectoarele? Am ceva cu unghiuri acolo. Am ceva cu unghiuri. Corect. Hai să mă folosesc de paralelism. Paralelismul mi-ar fi o șansă. Ori ca să fie două drepte paralele, mă duc înapoi. Când două drepte sunt paralele, când le surprind pe ele, tăiate de o secantă... Și formează unghiuri. Și știu că formează unghiuri. Au obligatoriu perechi de unghiuri. Și dacă sunt congruente... Măcar unul. O pereche. O pereche din ele să fie congruente unghiurile acelea, gata. Imediat am obligat să fie paralele. Corect. Da? Ne-am obligat să fie paralele. Deci, eu acum mă concentrez pe paralelismul acestor două bisectoare și de aceea, pentru ca treaba să meargă bine, ar fi corect să am o secantă și secanta am luat-o eu pe AB și atunci unghiul de aici și cu ăsta apar drept unghiuri corespondente și dacă aș putea să arăt că sunt și congruente, gata, dreptele ar fi paralele. Da, dar B1-a ăsta de aici congruent, e jumătatea lui B. Da. B1 e jumătatea lui B. Și congruent cu D1 jumătatea lui D. D1 care e jumătatea lui D. Deci B1 e cât D1. Corect. Dar pe de altă parte, cum în paralelogram aveam că AB paralele de ce sunt paralele și iată, folosind secanta de L, se întâmplă acum ca pentru cele două drepte paralele și secanta asta care să fie alterne interne și sunt congruente datorită paralelismului. Știm că paralele. Deci L1 e cât de 1, B1 e cât de 1, atunci neapărat B1 e cât de 1. Și le obligă în calitate corespondente să fie paralele. Și gata problema. Redactăm, da? Cine mă conduce? Adi. Adi. Că... Deci îmi propun să arăt că MNPQ este dreptunghi, dacă arăt că este dreptunghi, arăt întâi că e paralelogram, că știm definiția dreptunghiului, uite paralelogramul cu unghi drept. Deci, zicem așa, ca să fie ață redactare. MNPQ, MNPQ, dreptunghi, dacă și numai dacă, două lucruri trebuie să arăt, dacă și numai dacă. Paralelogram cu unghi drept. Acolată. 1. MNPQ să fie paralelogram. Paralelogram. Și 2. Să arătăm că unghiul este drept. Acolo, măsura lui NMQ. Măsura lui NMQ. Parcă așa ar fi NMQ. Egal cu 90 de grade. Dar aceste toate sunt întrebări. Pe ele trebuie să le... Să rezolv aceste două probleme, da? Da. Și mă ocup de faptul că am îmi propun să arăt că MNPQ, adică să rezolv prima problemă. E paralelogram. Paralelogram. Da. Bun. Și atunci? Hai și o să ștergem ca să poate da. Da. Îți pare spațiu. Uh-huh. Și atunci, toată asta scrii-ți-o deasupra. Știi? Ce am zis da, asta aici, ca să fii spațiul ăsta. Da, bă. Eu mai scriu o dată și voi vă gândiți acum cum conduceți. A venit de pauză. Da? Iar așa de ce. Deci, pentru că M, pentru T. Să fie paralelogram. Să fie drept.
sau este dreptul. Da, e bine în vechi, nu pentru că nu mai trebuie. Nu pentru că, da, acum are vorba. Da. Gata, putem să punem dacă și noi, da. E mie nimic. Haideți, eu țin de-a. Deci, dacă și mai de-a. Prețul. Da. Dacă și numai dacă. O dată. Un. M-N-S-P-Q. Paralelogram. Și doi. Dacă măsura unghiului M N E D M A care D M A mă? D M A are 90 grade. D N M Dar eu zic D M A. Da. Dacă măsura lui D M A M N T U D M A egală cu 90. Poftim, mi-am avut o haideți să demonstrăm, da? Mai întâi unul. MNPQ paralelogram, da? Să luăm dreptere D, L și R, B paralele și secanta. Dar nu știm că D, R, cu, da, D, R, sabi, cu D, R și cu? Dar nu D, R. Da, hai să dreptere D, L. D, L. D, L și B, R. B, R. Dar nu știm că sunt paralele. Dar știm că AB e paralel cu CD. Da. Pentru că ABCD e paralelogram. Exact. Și acum, deci, pentru dreptele AB B și DC. Pentru laturile AB și secanta AD și secanta D L. Unghiul ăsta de aici. Poți să zici D1. Este congruent cu B1. Nu, da. Nu cu B1, cu L1. Așa. Da. Fiind da. Alternii interni. Da. Corect. Dreptele sunt paralele cu paralelogram. Deci, pentru AB, AB, paralelă, paralelă cu CD și secanta, DL, cu secanta. Păi da. Da. DL e secanta. De aici secanta. Rezultă că... Adică bisectoarea cealaltă este o secantă pentru da. Cel. Rezultă că... Rezultă că D1 nu e confuzie, da? Nu e motiv de confuzie, că e D1 congruent și congruent cu L1 ca fiind alterne, alterne interne. Bun. Pe de altă parte. Măsura lui D1, zicem, cu DL, DL e bisectoarea. DL, cum DL, așa, bisectoarea. Bisectoarea unghiului de... A, D... A, D, C. Da. Rezultă că D1, măsura lui D1 egal cu jumătate din măsura, cu măsura lui A, D... A, D... C, pe C, 2. Cu măsura lui A, D, C, punem A, D, C, unghi și în paranteză. Așa, cu măsura lui A, D, C, pe 2. Pe 2. Bun. Bun. Acum... D, D, o pic. Bără, tot așa. Cum B, R. Cum B, R. R este bisectoare. Bisectoarea unghiului. Era unghiului. A, B, C. Da. A, B, C. Rezultă că măsura lui B1 da. Este egală cu măsura unghiului copii A, B, C. C2. Unghiul B1 o să punem acolo și punem paranteze și punem și unghi. Așa trebuie făcut. Așa. Bun. Adăugăm că ADO e cât ABC, măsura lui ADC, ADC e cât ABC. Asta, da. Asta, nu? Pentru că paralelogram și unghiul cu congruente. Chiar așa spun. ABC de paralelogram. ABCD paralelogram rezultă măsura lui ABC egal cu măsura lui ABC. Din cele trei, da, reiese că
măsura lui de 1 e egal cu a lui de 1. Pentru că de ce este aici, aici rezultă că măsura lui... de 1 egal cu măsura lui B1. Și noi mai avem că de măsura lui D1 egal cu măsura lui L1. Punem de sub. Măsura lui D1 egal cu măsura lui L1. Demonstrat. Acolată din cele două, iată cât de frumos apare. D1 egal B1. Deci de unul intră la mijloc, că înseamnă că... B1 și L1. Așa, măsura lui B1 egal cu măsura lui L1. L1. Dar și cum ar spune că B1 congruent cu C1? Ca și asta. Cu... Deci, B1 congruent cu L1, nu? L1, da. Acum. Și acum, pentru dreptele. Perfect. Pentru dreptele care? L. L. Și B, R. Deci, zice, pentru dreptele. B, R. Și... și C, L. Da. Și secanta AB. Exact. Secanta AB. Rezultă din astea două că B1 și L1 sunt unghiuri corespondente. B1, virgulă, L1, corespondente. Corespondente. Vezi? B1 și L1 apar unghiuri corespondente. Și dedesubt fiind și congruente, adaug dedesubt. Aceste două unghiuri corespondente fiind și congruente, din aceste două lucruri le obligă pe drepte luate în discuție BR paralel cu DL. Corect. Cât de plăcut este ochiului cu astfel de redactare. Deci iată ce am spus aici. Pentru cele două drepte, care de o secantă, apar B1 și L1 ca fiind corespondente. Cum ele sunt și congruente. Și cum sunt și congruente, le obligă dreptele să fie paralel. Da. Cel care citește așa ceva, și băi, excelent. Perfect. Și cu asta am prins B, R, da? B, R, paralel cu DL. Deci, care înseamnă? Bisectoarea asta cu bisectoarea asta. Perfect. Asta înseamnă că, tradus, că mână, echivalent, că mână, paralelă cu? Paralelă cu pechiul. Cu pechiul. Analog. Analog arătăm. Analog arătăm că și M, M, Q, da, paralel cu MP. Se obișnuiește analog. Dar se obișnuiește. Analog, MP, MQ, analog, MQ. MQ. Da, MQ, paralelă cu MP. Și din cele două, acolată, va reieși că MNPQ paralelogram. Sigur, analog ce înseamnă? Repetarea demonstrației pe care am făcut-o pentru paralelismul ăsta. Adică, pentru că astea două să fie paralele, ce bine ar fi să le surprindem tăiate de o secantă, nu? Cum le-am prins aici de tăiate de AP, le putem surprinde tot așa de bine tăiate de același AB. Corect. Și atunci intră în discuție A1, unghiul de aici, cu unghiul din partea asta. Da? Dacă tăiate de o secantă, ar intra A1 și cu unghiul de aici. El 2. Da? El 2 aici. El 2 are? Nu el 2. Trebuie să notăm cu altceva acolo. Acolo cu altă literă. Cu altă literă, da. Da. Sau le putem duce tăiate din DC. Corect. Și de ce este o dreaptă? Dar tot așa trebuie să notăm punctul ăsta cu alte litere. Și urmează acea raționament. Unghiul de aici e congruent cu ăsta de aici. Corect. Și jumătate din el, că sunt jumătate din el, exact așa este povestea. Și ne intră un unghi care va fi intermediarul în discuții cum a fost aici D1. Corect.
corect. Da? Și le obligă pe cele două să fie paralele. Exact cum am demonstrat. Se repete exact situația. Și acum, ăsta fiind paralelogram, m-am de arătat că unghiul ăsta e din 90 de grade, adică m-am pe 2. Că noi am arătat acum 1. Am poate te arătăm pe 2. Contura unghiului am D, a zis dumneavoastră. Eu am pus mână D. Pune D, mână A. A, D, M, A sau A, M, D, tot aceeași poveste, da. Ce vreți să faci? Să zici tu, da? Uite, mama o să le dactez aici, în cursul ăsta. Și tu o să o conduci, da? Cu măsura lui D1 egală cu măsura lui D1. D1. Egală cu măsura lui D1. Asta de aici, egală cu asta de aici, da? Da. Avem atunci că măsura lui DAM, deci măsura lui DAM este egală cu măsura... Asta? Da. Este egală cu măsura lui MDR. M? Jumătatea cu jumătatea. Pentru că măsura... Adică, ea zice că asta e egală cu asta. Nu e egală, doar sunt împreună 90 de grade. Da. Nu se egale. Deci facem așa, Miruna. Măsura tot în lungul de A. Redactăm așa. Cum A, B, C, D, paralelogram. Da. Suma... Deci pentru 2. Da, pentru 2. Deci, cum? Cum A, B, C, D, paralelogram. Vă rog să scrieți așa. Da. Rezultă că măsura unghiului D plus măsura unghiului A egal 180 grade. Da. Împărțim totul prin 2. Și acum? Măsura lui D pe 2. Măsura lui D 2. Plus măsura lui A supra 2. Egal cu 90 grade. 90 grade. Dar ce înseamnă D pe 2? Înseamnă, în loc de D pe 2, înseamnă A, D, M. Deci, A, D, M. Lui A, D, M. Plus măsura. Plus măsura lui D, A, M. D, A, M. Egal cu 90. Da. Egal cu 90. 90 de grade. Cum întrebi eu A, M, D? Da. Deci rezultă că atunci unghiul din asta că fac noi, da, unghiul AMD, măsura lui AMD, măsura lui AMD, egal cu 90 grade. Terminat problema. Dacă AMD e 90 grade, înseamnă că AM este terminat pe DM. Sau AQ terminat pe asta. Deci e terminat AMD. Ăsta din 90 grade înseamnă unghiul NMQ. Deci rezultă că măsura lui N, M, Q, măsura lui N, M, Q, egal cu, cred cu, 90 de grade. Termina și s-a terminat problema și 2 este făcut. Hai să mai vedem, că acum ați obosit la sfârșit, nu mă las mai urmări nimic, așa-i? Puțin atât. Dar aveți o idee vagă, că s-a făcut și problema asta. Dar dacă mai aveți un pic de răbdare, două minute, o să înțelegeți și mai bine. Mai ales că e bine redactat, repede înțelegeți, e clară, da, figura, haideți să ne concentrăm. Da. Hai ca să facem și rezumatul, dacă vreți, da, al zilei, al discuției de astăzi. Spunem așa, am avut de arătat că mână pe Q e paralelogram. Două probleme, băi, dreptunghi. Două probleme trebuia să punem la punct. Că e paralelogram și pentru că are unul de 90 de grade. Pentru paralelogram avem una din variantele cele care știm 6. Nu avea rost să intru în discuție aici decât cu varianta definiției latului opus paralel 2 de 2. Nu puteam să mă duc cu diagonalele să jumătățesc, că nu mi-a apărut din contextul problemei, din ipoteză, diagonalele MP și MQ. Iar a le duce eu însemna că încărcam foarte mult problema. Adică era inutil. O încărcam cu fel de fel de segmente pe acolo care nu se justificau. Atunci am insistat și am zis, băi, ce variantă ar fi? Varianta cu două laturi opuse, paralele și congruente, și congruența lui M cu PQ, iar nu-mi vine. De unde se arătă congruența? N-aveam
Și atunci am zis, mă, paralelismul ar fi o treabă. Laturile opuse paralele de o câteva. Adică asta mână cu PQ să fie paralele și cealaltă două să fie paralele. Dar mână e din cadrul bisectoarei. Deci, practic, bisectoarea lui D să fie paralelă cu bisectoarea din B. Și aici am șanse, pentru că despre unghiurile astea opuse sunt congruente, deci am niște elemente care sunt fii de folos și, și mai ales încep să, să construiesc paralelismul. Când două drepte sunt paralele, paralele, dacă surprind pe cele, pentru acele două drepte o secantă, care odată dusă secanta formează toate perechele cele de unghiuri, 8 parcă erau, și dacă din cele 8 o singură pereche de unghiuri e congruentă, e gata problema. Și atunci, cum am rupt-o? Aici să stai un pic, ca să arăt că este două paralele, ce bine ar fi să surprind unghiurile astea. Că pentru dreptele acestea este secanta, deci unghiurile astea ar trebui să fie congruente. Da, dar unghiul de aici, B1, e jumătatea lui B. Care e cât jumătatea lui D? Că unghiurile B și D sunt congruente. Deci jumătatea lui B cât jumătatea lui D. Și acum spun, dacă cumva aș arăta că L1 e cât, B1, cât D1, cum B1 e care a fost cât D1, gata, astea între ele și gata paralelismul. Și acum mă concedez. Băi, cum să arăt eu că L1 este cât D1? Păi am deja că am paralelogramul. Am pe AB cu DC. Și atunci, iată-o pe DL în calitate de secantă. Și L1 este cât de unul, ca fiind de alterne interne, sunt și congruente. Și iată, B1 cât L1, L1 cât de unul, L1 este cât de unul, înseamnă că în clipa asta poți afirm că B1 este cât L1. Corect. Și B1 fiind cât L1, îndată pe dreptul acestea, în calitate de secante de oblic să fie paralele. Și terminată problema. Păi, analog partea cealaltă, paralelismul și toată chestiunea este rezolvată. Hai să redactăm, să tragem concluzia asupra. Ce vă spuneam, mă întrebă câteva? Lasă-ne în pace, profesor, ce e? Da, copii, ne oprim, sigur că ajunge către armă. Cred niște probleme frumoase. Da, cred că un antrenament destul de... Cu chestii noi, da, interesante. Da. Ei, cu siguranță rămân cu ceva. Și la clasă, când se vor lovi de chestiile astea, vor noi ști. Noi știm. Și... Toți cum ai venit? Așa. O să învățați încă un pas, când nu o să mai ridicați mâinile de sus. Da! O să fie așa de plăcut când vezi din când în când și, și ridici mâna așa în ultima instanță când nu știi ăla, nu știi ăla, nu știi ăla. Nu, dar tu știi. Da. Am și eu. Și am și ideea. Apropo de elevul meu. Sau domnul profesor să aibă impresia că noi nu știm pentru că nu ridicăm mâna. Acum la voi e o confuzie. Aha. Când ne ridicăm mâna, el știe că în general nu știți. Da, da. Da, și e o confuzie. Oricum în mintea. Oricum este uimit că știu. Așa. Da. Este wow. O surpriză. Plăcută momentul. Deci, voi trebuie să înțelegeți ceva, copii. Că profesorul, datorită activității voastre din ultimii ani, 2 ani de acum, au spus, sau da, a 5-a și a 6-a, el și-a creat o impresie despre voi. Corect. Dacă suntem ăsta, wow, copii care nu învață, păi, dar este un adevăr. Este un adevăr. Ne lasă repede. Ei bine, în clipa în care schimbați părerea lui, trebuie să dureze un pic de timp. Da? Deci trebuie să munciți foarte mult ca să schimbați. Încă 2 ani. Încă 2 ani, da? Zicem așa, ce problemă am discutat? Paralelogramul. Da, paralelogramul. Paralelogramul. După aia... Proprietăți. Da. Proprietăți. După aia pătratul, rombul. Al 2. Să spunem. Rombul, parcă era. 2. 2. Dreptunghiul.
am vorbit dreptunghi, da, virgulă, rom, virgulă, pătrat, putea să și face și pătrat dreptunghi, rombul, pătratul. Am discutat și iar pătrat, am vorbit. Da. Proprietăți. Proprietăți are paralelogramul. Nu, proprietăți are lor. La dreptunghi, ce am mai adăugat, ce noi elemente noi, am zis ce este dreptunghiul, ce-i rombul, ce pătratul, ce proprietăți noi sunt. Probleme am făcut. Probleme. Asta. Cu toate acestea. Cu probleme, asta, cu când începea. Am și uită. Ce? Deci și colinearitatea n-am avut colinearitatea. Nu. Deci. Da, probleme nu mai suntem. Da. Probleme cu drept. Normal că despre. Cu toate acestea am făcut, da. Probleme în legătură cu chestiunea acestea. E, cam astea au fost lucrurile pe care le-am... pentru că să știți un lucru. Noi trebuie să fixăm aceste lucruri ca să ne rămân și nouă în minte. Și dacă aceste lucruri le punem în titlul fișierului, când cineva așa caută, Google înțelege foarte bine și atunci îl trimite la lecția noastră pe respectiv. De ce facem această poveste? Da? Da. Punctăm și sintetizăm ca să știm cu ce plecăm de la lecție. Da, corect. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof Online. Nu uitați de like și share. Așa rămână în continuare. Așa să fie. Se schimbă. Am ajuns la capătul lecției. La revedere, dragilor. La revedere. Pe mâine. Bună, te rog să-i lucruri.